Nativii săgetători. Iată că ceva destul de interesant se poate întâmpla și la ei. Jupiter, guvernatorul lor, este de câteva luni în semnul gemenilor. Acum, alături de el, este și Marte. Marte, evident, este cel care aduce noutatea, explozia, creșterea, am putea spune. Sigur, aspectele pot fi pozitive, pot fi negative. Pozitive în sensul că cineva cu care cândva, mai de mult, au colaborat, au avut o bună relație, să vină acum cu o propunere, cu o ofertă pentru ei și să fie ceva de bun augur. Bine, asta poate să însemne că ei cumva, săgetătorii, vor trebui să renunțe la ceea ce au făcut, să facă o pauză, să întrerupă o activitate, să întrerupă un proiect, pentru că acest Marte de felul lui așa are talentul, are darul să facă să întrerupă. Dar ei vor ști, ei vor considera dacă nu cumva acesta este trenul pe care îl așteaptă. Pe de altă parte, cum spuneam, sunt posibile și aspecte mai tensionate pentru cei care deja sunt într-o relație, cine știe ce neînțelegeri, diferențe de idei pot apărea între ei și între ei, săgetători și asociat, colaborator, oamenii cu care au de-a face, oamenii cu care sunt într-o tranzacție. De asemenea, din nimic pot apărea neînțelegeri, în special în ziua de miercuri. Sigur, poate că semne sunt chiar de marți încolo, dar miercuri să se spună, să ajungă ei sau cealaltă parte la concluzia, aoleu, ce mi-a propus sau ce mi-a spus nu mi-a plăcut, parcă este cu totul altceva decât am discutat prima oară și, cum spuneam, aceasta este partea mai negativă, să apară o ruptură, o separare, o întrerupere a unui contract. Totuși, cum spuneam, este o săptămână plină de, hai să spunem, sare și piper în planul relațional, relații comerciale, da, bineînțeles, sau de asociere, de colaborare, dar și schimbări în plan profesional, pentru că acolo Venus și Mercur până în ziua de joi pare să le aducă, sigur, le aduce niște șanse. Șanse, întâlniri. Poate că pe moment nu se întâmplă mare lucru. L-am cunoscut pe, i-am prezentat produsele, serviciile, ideile, activitatea mea, CV-ul, n-a spus nimic, n-a părut impresionat. Va mai trece totuși timp, poate că în Mercur va reveni la mersul direct, se vor trezi la momentul respectiv, deci peste câteva săptămâni, cu o invitație, cu un telefon, cu niște aprecieri. Deci chiar dacă li se pare că în momentul respectiv, într-una dintre zilele astea, nu se întâmplă ceva spectaculos, apropo de ce ziceam mai devreme, se pot aștepta la schimbări în perioada care urmează. Iar cazile strict legate de bani, foarte bine, pot fi niște încasări, reveniri, sunt bune, dacă este cazul, da, demersuri, presiuni pentru bani, să obțină ceea, să li se dea înapoi sau să obțină ceea, să li se facă plata conform unei înțelegeri anterioare. Deci, zile de bani, marți, miercuri, joi și vineri, foarte bine din acest punct de vedere.